Am revenit și în această seară îl avem alături de noi pe domnul profesor universitar dr. Bujor Prelipcean, manager al Filarmonicii de Stat Moldova din Iași. Bună seara și bine ați venit în platoul TLM. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag am lansat această invitație tocmai pentru că am dorit să vorbim despre o foarte mare realizare, nu aș spune chiar atât de devreme, dar un foarte important pas în ceea ce înseamnă Filarmonica de Stat din Moldova, din Iași. Și mai precis, aici o să vă dau cuvântul imediat, pentru că vă văd nerăbdător să ne împărtășiți. Am respirat adânc pentru că este prima discuție pe care o fac și îmi cer scuze, vreau să nu vă întrerup prea des, că văd că aveți un plan foarte frumos de emisie și nu vreau să stric. Dar trebuie precizat, de 30 de ani tot încerc să fac acest lucru. Este prima oară când pot să spun și să felicit pe cei care au făcut acest lucru și deocamdată nu numesc decât Consiliul Județean, care în parteneriat cu primăria au reușit, iată, să-și dea mâna și să facă posibil anunțul acesta monumental, magistral, cum vreți să-i spuneți, acela că deja este pus pe sicapul instituției Consiliului Județean oferta pentru firmele care doresc să concureze pentru a reconstrui această filarmonică, această clădire a filarmonicii, clădire care aparține diocezii catolice și care este dată filarmonice sinedie. Domnule manager, ați spus-o mai bine decât aș putea să spun. Vreau doar să punctez ca telespectatorii sau cei care ne urmăresc să înțeleagă exact de ce suntem atât de încântați și de ce vrem oarecum să creăm o premieră, pentru că vorbim despre o investiție de o amploare foarte importantă a Filarmonicii de Stat Moldova din Iași, o investiție care nu a mai avut loc de peste 30 de ani, da? Vorbim despre, iată așadar, reabilitarea clădirii. Spuneați înainte să intrăm cu aceștia în direct, trebuie să dau așa un pic din spatele cortinei, faptul că vorbim de tronsonul 1 și 2, dacă nu greșesc. Vorbim de tronsonul 2 și 3. Tronsonul 1 este Casa Balș, care este deja renovată, reparată, asta grație ajutorului Ministerului Educației, la vremea când domnul Cristian Adomniței era ministru educației și învățământului, care a priceput atunci și a înțeles repede tot că Filarmonica dorește să cedeze acest spațiu sau o parte din acest spațiu, mai bine zis. Eu am păstrat numai parterul și etajul 1 și etajul 2 le-am oferit Universității Naționale de Arte. De ce? Pentru că acolo a fost leagănul și locul unde am învățat și eu, ca toți cei care au făcut conservatorul Ieșan la vremea anilor 65-67 până la momentul când s-a luat hotărârea ca această clădire să ia o altă destinație. Mă rog, nu mai intrăm în istorii de genul ăsta, dar, cum bine spuneați, iată, după 30 de ani. Nu după 30 de ani, că nu s-a încercat niciodată ca acest monument și acest lăcaș de cultură să fie renovat. Și acest lucru nu s-a întâmplat pentru că poate nu a fost necesar sau pur și simplu nu a fost interes pe această parte? Indolență. Mă rog, am fost poate prea scurt. Indolență poate fi și prostie, poate fi și supărătoare neglijență. A fost totdeauna, și aici nu țin partea nimănui și nici nu vreau să critic, am criticat ani de zile, vocea mea s-a făcut auzită până la președintele României, care pe 13 ianuarie mi-a și înmânat o decorație, un lucru care e extrem de lăudabil pentru un manager filarmonic, a fost dăruită o frumoasă atenționare din partea președintului Werner Iohannis. Dar ideea este că cred că e greșit ceva. Din 90, toate partidele politice stau 4 ani și pleacă. 4 ani încearcă cineva să familiarizeze cu climatul, cu banii, cu toate resursele și așa mai departe. Asta durează cel puțin un an jumate, 2. După aia se apucă de o treabă, are de făcut drumuri, are de făcut spitale, are foarte multe obiective, aeroport și așa mai departe.
Și probabil fiecare a spus, lasă, vine și rândul filarmonicii, o să facem, o să... Sigur un următorul mandat, vizibil, poate. Care următorul mandat? Că s-au schimbat din 4 în 4 ani. Tot sperând, a venit unul, poate. Care l-a criticat pe cel care a fost, a încercat să facă câte ceva. Vedeți, eu elegant am încercat să-i și scuz, iată, vezi bine, un an, doi le-am dat răgaz să se familiarizeze. Dar nu s-a făcut nimic, nici în 2 ani să fie lăsat, de pildă, lucrurile pregătite, ca ulterior cel care vine să ducă mai departe treaba asta, așa ca într-un frumos joc de rugby, mingea pasată de la unul la altul. Probabil, domnule manager, fiecare a vrut să-și asume anumite merite și iată așa, dar nu se dea mai departe ștafeta să o predea pentru a continua drumul. Dar ce este important, cred... A spus foarte bine. Exact ăsta este punctul pe care vreau eu să-l subliniez. Fiecare a tras spuza pe turta lui, cum se spune, fiecare a încercat să bată cu cărămida în piept, iată ce am făcut eu până la momentul respectiv, dar de fapt, în fapt, n-a făcut nimeni nimic până acum. Cred că aceasta este mult mai importantă, aparte de acest domeniu politic în care, din fericire sau din păcate, acum rămâne la latitudinea fiecăruia dintre noi cum ne raportăm la politica din jurul nostru. Important este că avem, iată așadar, în sfârșit, investiții la Filarmonica din Iași. Mai mult decât atât, această finanțare vine din... De unde vine, practic? De unde vin banii? Vorbim, din ce am înțeles, avem o colaborare, da, și-au dat mâna Consiliul Județean cu primăria și probabil prin fonduri europene sau poate prin fonduri proprii. Cum putem privi acest lucru? Eu, din punctul meu de vedere, n-aș putea să vă spun acum, dau și eu cu arișca să văd pe ce parte cade banul. Am mare încredere în promisiunea domnului primar Chirica, care a făcut un gest foarte, foarte frumos și pe mine m-a și emoționat, unul din concertele importante. A apărut pe scenă cu subsemnatul, a dat o plachetă filarmonice pentru cea de-a 80-a stagiune simfonică și a spus-o în fața întregii sări. Știți de ce a venit aici pe scenă? Să vă anunț că mă implic personal, primăria se implică pentru a face acest ajutor filarmonice de a renova această clădire. La momentul respectiv am spus, da, e un gest frumos, o idee frumoasă, dar acum când am văzut că efectiv s-a făcut un parteneriat cu Consiliul Județean, vorbele s-au transformat în fapte. Acum că banii vor veni prin acest program regional, că banii vor veni prin PNRR, că banii sunt deja, pentru că oricum primăria, din punctul meu de vedere, câștigă și are mult mai mulți bani decât Consiliul Județean. Aici nu intru în amănunte, dar în momentul când ai un primar care știe să atragă fonduri, care știe să facă toate lucrurile astea ca să fie o primărie competitivă, pentru că și domnul primar Chirică să uită ce face colegul său de la Cluj, de pildă. Ar fi ideal, da. Poftim? Ce face colegul său de la Oradea? Ce face colegul de la Ploiești, să zicem? Iată. Absolut, aici cred că ține de activitatea fiecăruia. Că și manageriatul primăriei este o chestie foarte importantă și o face cine poate. Într-adevăr. Domnule manager, numai cuvinte de laudă pentru acest moment. Și domnului primar și domnului președinte Costel Alexe. Oarecum înțelegem că acești bani vor veni prin programul operațional regional, da. Să dea Dumnezeu. Suma aproximativ, că cum ați spus și dumneavoastră, e un pic așa puieril să vorbim acum. Avem însă licitații în SICAP, avem planuri care vedem că se desfășoară, este doar o chestiune de timp până când se va și finaliza. Dar ca și sumă de investiție vorbim, nu știu, poate de la până la, între sau cum... Că deocamdată vorbim de la până la sau între. Că o sumă fixă, la felul cum crește prețul la urzică și la leordă sau la usturoi sau la lobodă în piață, e greu de estimat o sumă. Ceea ce acum 2 ani era o sumă care ușor trecea de 12 milioane de euro, astăzi cred că este deja depășită cu mult. Nu pot să estimez exact,
Eu vă spun, vă dau prețul de acum 2 ani jumate, 3 ani. Atunci, dacă e să facem așa... Adică la înainte de începutul pandemiei, când erau niște prețuri fixate. Probabil ne situăm între 15-20 de milioane de euro. Cam aici cred că va ajunge această reabilitare. Am înțeles. Și știți cumva cât va dura? Adică, de exemplu, prin acești bani... Asta știu, pentru că este deja pe SICAP făcută această ofertă constructorilor, care trebuie să se înhame serios, trebuie să fie o firmă foarte serioasă și să aibă dreptul de a reconstrui o asemenea clădire, care este monument istoric, 24 de luni. Deci, practic, în 2 ani de zile, dacă este să o luăm. 24 de luni. Da. Pentru a vedea, iată, o nouă față a Filarmonicii din Iași, o clădire emblematică, o clădire care, dacă stăm să ne gândim și la situarea acestea, avem Teatrul Național, adică este o zonă culturală atât de frumoasă și atât de importantă pentru ceea ce înseamnă cultura, istoria Iașului, pentru că nu mai spunem de zona Copou. Avem foarte multe lucruri de care ar trebui să fim încântați și, mai mult decât atât, să știm să le valorificăm. Despre aceasta este vorba. Stimată doamnă, nu vreau să bat monedă foarte mult. Eu tânjesc așa după momentul când s-a lansat ideea ca Iașul să devină oraș al culturii europene. Am fost aproape sigur că la momentul când l-am adus aici pe Ioan Holender, unul din bunii mei și dragi prieteni, fostul director al operei din Viena, care a oferit primăriei și primarului de atunci șansa ca el să se implice personal și așa e subliniat. Eu sunt timișorean. Eu acum trădez orașul din care am plecat, da. Dar o fac de dragul Iașului, acestei citadele care chiar merită. Leg aceste cuvinte și de momentul de început al acestui an, când Timișoara a făcut primul pas, primul spectacol, și când l-am văzut ieșind furios din sală pe Ioan Holender și mi-am amintit ce șansă mare a avut Iașu când l-am adus aici, l-am invitat, a stat de vorbă cu primarul de atunci și a oferit serviciile și la un moment dat a fost înlăturat. De ce? N-am înțeles nici în ziua de astăzi nu, dar să știți că îmi plânge sufletul și este clar de tot că una din condițiile pentru care Iașu a pierdut această competiție este și lipsa acestei de-a patra roți la această frumoasă mașină, limuzină de lux, care are o roată desumflată, o roată care scârție, care nu merge. Deci trebuia făcut pasul ăsta și veți vedea ce proiecte va avea Filarmonica în următorii ani, când sala va fi renovată, când va avea înăuntru o orgă, când va avea din nou publicul acela care însoțea toate concertele filarmonice și festivalurile care se făceau acolo. Și dacă vreți și mă invitați la o emisiune specială să vorbim despre Filarmonica de atunci, păi vă duc niște casete video, să facem să așa oarecum o retrospectivă. Să aducem verba sau știu viața spectacolelor de atunci, să le aducem în prezent, să le prezentăm și tinerilor sau cei care poate nu au prins pe vremea aceea spectacole. Domnul manager, pe vremea aceea Quartetul Voces, pe care l-am condus și iată cu această ocazie fac și un anunț important, pe data de 8 aprilie în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, iară vorbesc de domnul primar Mihai Chirica, Vocesul sărbătorește 50 de ani de activitate. 50 de ani. Trebuie să recunosc, domnule manager, chiar voiam să intrăm și în această cămăruță. Păi referitoare la... Să ne uităm și la această cămăruță. Într-adevăr, din păcate, timpul zboară. Da. Timpul zboară foarte repede. Și vorba zboară, dar și timpul. Asta așa este și doream să intru și în cămăruța aceasta a spectacolelor Filarmonicii de stat din Iași. Ce avem? Suntem, iată, în luna martie, da? Ce spectacol avem? Unde putem veni? Ce putem vedea? Ce putem urmări? Aparte, că știm foarte bine, activitatea este una foarte solicitantă, activitatea este una foarte stufoasă, pentru că întotdeauna Filarmonica de stat din Iași a avut să ofere publicului doar spectacole inedite. Chiar dacă au fost poate piese, o repertorii care s-au repetat, dar maniera prin care acestea au fost expuse au fost diferite. Știți ce am aici pe masă?
catastiful ăsta, catalogul ăsta, este raportul meu de activitate, care îl prezint peste câteva săptămâni unei comisii care va veni să analizeze ce am făcut eu în anul care a trecut și așa mai departe. Dacă v-aș deschide anexa 1 aici, o să vedeți numărul de spectatori pe care îl are Filarmonica. Deci săptămână de săptămână, deși când la un public extrem de avizat și un public care iubește Filarmonica asta ca pe unul din juvaierele cele mai de preț ale României, nu ale Iașului, sala este arhiplină. Veniți în seara aceasta, uitați, în seara asta e vineri, de aici, de la această discuție, eu plec la concert. Sala arhiplină, deci biletele sunt vândute total. Și asta nu de ieri, de alaltă ieri. Cam din totdeauna. Vreau să vă spun, sigur, fluctuațiile publicului sunt așa cum sunt peste tot, în preajma sărbătorilor de Sfântul Ioan Botezătorul, de Sfântul Mihail și Gavril, de Sfinții Mari. Să zicem că lumea vine mai puțin în sală. Dar este arhiplin să ai tot timpul sold out la bilete, tot timpul managerul să fie asaltat cu telefoane, că vreau și mai aveți un bilet și pentru mine. Cum să nu? Eu de... Puneți locuri suplimentare câteodată în sală? Faceți acest lucru? Merg și mai departe. Am atât de mulți solicitatori încât eu nu mai stau, eu urmăresc în picioare toate concertele. Locurile directului sunt dăruite prietenilor mei, că nu mai există locuri. Nu, sala ei nu e ca un burduf care se poată umple și dilata. Deci putem urmări de aproape activitatea atât în online, probabil, dar și pe site-ul Filarmonicii. Vă rog, intrați, sigur că da. Vedem spectacol de luna aceasta. Avem, iată, așadar, pe 8 aprilie o sărbătoare extraordinară. 8 aprilie este o sărbătoare privată. Nu se cântă nimic, atunci se face doar un laudatio. Vor fi numai prieteni în sală, am lansat invitații, nu am pus niciun afiș, pentru că sala primăriei nu este o sală de spectacole, deși Quartetul Voce s-a cântat de multe ori acolo și Corul Filarmonice, Gavril Mâșcescu, orchestra nu, pentru că e sala destul de mică, vorbim de sala primăriei la Palatul Rosnovan, o știți prea bine, dar... Vorbesc de spectacole cele mai importante. Uitați, săptămâna viitoare vine Alexandra Dăriescu. Se lansează din partea Societății Române de Radio un canal special de muzică cultă, o frecvență, care va putea fi audiată și la Iași. De aici, de la Iași, pleacă această explozie, această nouă frecvență. Sala e vândută deja de 2 luni. Pentru spectacolul. Pentru acest spectacol. Dar și spectacolul din seara aceasta, se cântă concertul 2 de Rahmaninov pentru pian. E sold out. E sold out. Să vă întreb, spectacole preponderent au loc în seara de vineri sau și sâmbătă? Cum este programul Filarmonice? Este flexibil. Noi ținem spectacole vinerea pentru că nu avem încă sală. Noi plătim 3200 de lei pe săptămână pentru fiecare concert, chiria sălii către Casa de Cultură a Tineretului și Studenților. Imaginați-vă că acești bani, care nu sunt puțini deloc, dar ei sunt plătiți de Consiliul Județean și e o pierdere, o gaură mare în bugetul Filarmonicii și a Consiliului Județean. Absolut, pentru că puteau fi bani... Acești bani ar fi mers în buzunarul Filarmonicii, ar fi fost util alte scopuri. V-aș mai întreba în ultimul minut, strict ca... E ultimul minut, așa repede s-a dus totul. Strict ca și lucru administrativ, aș întreba cam câți, sau aproximativ, dacă ne puteți spune, membrii Filarmonicii din Iași, câți sunt la număr? Orchestra. Sunt 106 persoane în orchestră. Corul Gavril Muzicescu are 82 de locuri, dar sunt 72 de persoane.
quartetul ad libitum, 4 persoane și încă 22 de persoane în aparatul administrativ, plus voia dumneavoastră ultimul pe listă, cum spunea cineva. Ne putem imagina așadar, iată câte voci bucuroase vom avea după cele 24 de luni de lucrări la Filarmonica de Stat Moldova din Iași. Aici vorbim de oamenii din interior, da? Și nu mai spunem de spectatorii care spuneați acum că sunt nerăbdători de fiecare dată la spectacolele filarmonicii, sold out imediat se creează. Așadar, ne bucurăm foarte mult pentru această veste. Iată așadar, după 30 de ani, ca să nu uităm ideea principală a acestei întâlniri, este că ne putem în sfârșit bucura de faptul că avem investiții la o instituție care merită pe deplin. Stimată doamnă, un gând bun telespectatorilor dumneavoastră și îmi fac cruce, este momentul când aștept această sărbătoare pascală cu mare, mare, imensă bucurie în suflet. Ceea ce o doresc tuturor telespectatorilor și dumneavoastră în mod special. Mulțumim foarte mult! Sărbătoare bună! Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune!